Hai, Lidia, cu leacul. O să vă povestesc că știi, nu știu, aici știu că nu e moda la hrișcă. Nu e moda, dar a început să devină așa. Eu vă rog să vă faceți, pentru că e foarte bună ca un... cum am face o piure cu un sos lângă el și cu trei chifteluțe, cu niște chifteluțe marinate. Hrișca se face foarte ușor, adică se fierbe ca și orezul, la un pahar de hrișcă se pune trei pahare de apă, chiar trei pahare și jumătate. Se fierbe după ceas, când a început să clocotească 5 minute, se oprește, se acoperă, îi punem sare și o bucată de unt sau dacă vrem untură sau dacă vrem ulei, nu e nicio problemă și o lăsăm acoperită acolo o jumătate de oră și iase și umflă, pentru că e foarte bună, îmbunătățește circulația periferică, nu conține gluten, pentru cei care sunt alergici la gluten, avem și copii care sunt cu această problemă și uite, e foarte bună și pentru copii. Se spunea că înainte era mâncarea alimentul yoginilor. De foarte multă energie. Ajută la îmbunătățirea schimbărilor de oxidanți. Ajută la îmbunătățirea tractului digestiv. Ajută la refacerea microflorei intestinale și inclusiv a intestinului subțire. E foarte bună în regimurile de slăbire. Ajută la scăderea tensiunii arteriale și la scăderea colesterolului rău. Mai ales că are 100 de grame de hrișcă, are 120 de gigacalorii. Deci putem mânca. Eu am mai mâncat-o în combinație cu iaurt dimineața, cu fructe de pădure. Bună, foarte bună. E foarte bună. Foarte bună. Și să nu uităm de rețeta pentru glanda tiroidă, unde se pune un pahar de hrișcă, unul de nucă, date prin râșniță și un pahar de miere. Mâncat o dată pe săptămână, ne alegem o zi, mâncăm doar această cantitate, nimic altceva și apă, bem apă și scăpăm de noduli foarte mari la tiroid. Este foarte bună această rețetă. Este nemaipomenită. Reținem hrișca. Repet, eu am văzut că a început să devină un aliment tot mai consumat. Foarte bine. Foarte bine, dar lumea să nu fugă. Da, trebuie să știm de proprietățile ei. Că până la urmă alegem, ori facem un pilaf, mai repede facem, mai bine facem o hrișcă decât și pilaf. Și o poți combina și mai și schimbăm multe, și așa o poți să o mănânci. E așa e foarte bună mâncată. Dacă îi punem niște jumări prin ea, bunătate! Crește colesterolul. Nu crește, pentru că untura în sine... Sunt grăsimi saturate și... Exact, ea chiar e foarte bună. Chiar e recomandată, dar le-am terminat. Așa că mănânc numai hrișca.